Pacea Domnului și Domnul să vă binecuvânteze. Preobiților, în această a doua sesiune vom vorbi despre Abigail între Nabal și David. Voi citi doar câteva versete din această istorie, care este mai lungă. 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 32 până la versetul 35. David a zis Abigailei: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigailei ce-i adusese și i-a zis: suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea în câteva cuvinte să-mi exprim aprecierea pentru organizarea acestei conferințe. Frate Nelu, împreună cu frații slujitori, cu echipa care s-a ocupat de logistică, ați organizat o conferință de excepție. Biserica Muntele Sionului, toți cei prezenți, am simțit o legătură specială și plăcută a Duhului. Sunt deplin încredințat că aici sunt foarte multe familii foarte bune și sunt convins că poate printr-o vorbă, printr-un cuvânt, printr-un gând, toate familiile noastre vor fi provocate să fie mai bune, măcar un pic mai bune. Atunci când am luat aprobările pentru construirea bisericii, noile facilități ale Bisericii Elim din Chicago, am avut o piedică la un moment dat. O doamnă care era în poziția de, în America se numește Alderman în Chicago, este șefa unui anumit district. Orașul Chicago este un oraș foarte mare, foarte împrăștiat și are mai multe districte. Ei, șefii ăștia de district sunt niște mici dumnezei în districtul ăla. Nimic nu trece pe lângă ei. Dacă nu vor să-ți dea aprobare să faci ceva acolo, nici primarul orașului, nimeni nu poate să treacă de el. Și după ce am pregătit dosarul foarte bine, am adus tot ce trebuia, în ultimul moment, doamna asta s-a trezit că ne mai trebuie ceva. Dar era ceva care nu putea fi făcut decât în urma unui studiu al traficului rutier din zonă, care dura cel puțin o lună de zile. În cazul ăsta, noi pierdeam înfățișarea, pierdeam data programării, eram împinși târziu în toamnă și mai aveam și alte aprobări de luat, ne întârzia cu poate 8-10 luni începerea, demararea proiectului. Eu, de felul meu, nu sunt un om foarte răbdător. Încerc să fiu, dar nu sunt foarte. Și primul meu instinct a fost să-i declarăm război. Am hotărât, am vorbit cu avocatul, cu arhitectul, cu echipa noastră și am spus: mergem și îi spunem ce îți bați joc de noi? Dar nu am venit acum vreo 4 luni la tine și te-am întrebat tot ce trebuie, ce nu ne-ai spus tot ce trebuia. Și aveam eu de gând să-i spun câteva lucruri pe care le putem face, câteva reclamații, câteva așa, necazuri, ce ne puteam noi permite să facem acolo, un pic de tulburare. Vedem dacă nu cumva o intimidăm.
În dimineața în care trebuia să mergem la întâlnirea cu ea, am primit pe la ora 6:30-7 dimineața un mesaj pe telefon de la un vas de lucru din biserică. O soră care nu știa nici de întâlnirea noastră, nici de problemele noastre, de fapt nu știa mai nimeni din biserică, păstrasem destul de secret lucrul ăsta, până când știam încotro o luăm și ce se întâmplă, ca să nu dăm informări pas cu pas, să panicăm oamenii. Și în mesajul acesta a spus: frate Cristi, ne-am rugat Domnului și am primit următoarea înștiințare, mergeți la întâlnirea respectivă, dar să nu luptați cu armele lor, pentru că deja eu, Domnul, am hotărât semnătură pe dosarul dumneavoastră și totul va ieși bine. Când am mers la întâlnire, trebuia să ne întâlnim în birou avocatului cu echipa noastră, le-am spus: măi, Săbile-nteacă, uite, Domnul ne-a promis că ne dă biruință. Și am mers în biroul acestei doamne, de fapt era o masă lungă de conferințe, ne-am așezat, ea s-a așezat într-un capăt, eu m-am așezat în celălalt capăt, arhitectul, consilierul nostru, avocatul și echipa noastră de construcție au început să prezinte cazul, să spună de ce nu-i nevoie de un raport de trafic. Ea nu a fost aproape deloc atentă. Uite așa, s-a uitat fix la mine și după un timp i-a întrerupt. Și a spus, zice, tu, pastore, să-mi spui de ce e un avantaj, un beneficiu pentru districtul meu, la intersecția asta foarte importantă, să existe o biserică. De ce trebuie să fie o biserică? Care e avantajul nostru că pui tu o biserică la intersecția asta? Mă așteptam la multe întrebări la așa ceva, nu m-am gândit, dar m-am trezit spunându-i că, știți cum e, noi de multe ori începem să vorbim și pe urmă ne gândim ce am spus, pe urmă aflăm și noi ce am spus. Uneori e rău că vorbește gura fără noi, alteori e bine că vorbește Domnul prin noi. Ei, acum așa a fost că a vorbit Domnul și i-am spus, zic, după ce o să treacă sute de mii de mașini într-o săptămână pe aceste două străzi principale și toți o să vadă biserica, o să fie un monument impunător, 15 minute după aia o să fie oameni mai buni. Eu aș dori... Ne-a dat afară în vreo 2-3 minute, a dat mâna cu noi, ne-a dat afară din sala de ședințe și l-a oprit pe avocat. Avocatul un minut mai târziu a venit cu hârtia semnată. Lăudat să fie Domnul. Speranța mea este, nu 15 minute, măcar 15 ani după conferința asta, dacă tot am venit aici, să fim mai buni. Dacă ieri am vorbit despre un bărbat, Ahasveros, împăratul Ahasveros, între două femei, una care folosește tactica demonică, agresivă, a feminismului, ca să-și impună punctul de vedere și să-l pună la punct pe el și toată împărăția, neobținând nimic altceva decât exil și repudiere, cealaltă Estera, într-un mod feminin, într-un mod plăcut, fără să aibă probleme să organizeze o spețe în bucătărie, fără să aibă probleme să se supună autorității soțului ei, obține din partea împăratului, prin dragoste, prin iubire, prin supunere, exact ce a dorit Vasti. Jumătate din împărăție. Nu știu dacă a luat jumătatea din împărăție vreodată Estera, dar cred că nici n-a avut nevoie, pentru că a câștigat toată inima împăratului. Scumpe surori, știu că există multe familii care socotesc banii, socotesc lucrurile astea, ale mele, astea sale tale, fiecare are un simț de proprietatea lucrurilor.
De fapt, noi atribuim un termen de proprietate tuturor lucrurilor din jurul nostru. Mașina mea, casa mea, nevasta mea, pastorul meu, biserica mea, țara mea și așa mai departe. Nu e rău, psihologic să știți că nu e rău atunci când un om își asumă acest simț de proprietate, pentru că asta înseamnă că e conectat cu lucrul cel respectiv și investește în el. Însă în momentul în care își asumă acest simț de proprietate fără să investească, doar cu dorința de a-l exploata, doar cu dorința de a beneficia, acesta este un drum foarte, foarte periculos. Ei, în momentul în care Estera a câștigat toată inima împăratului, n-a mai avut nevoie de jumătate de împărăție, că odată cu împăratul a luat toată împărăția, care era toată a împăratului. Modul de a câștiga, modul de a obține, este să dai totul. Noi de multe ori când ne căsătorim, nu? Vrem să fim fericiți. Scopul nostru este să fim fericiți. Și este greșit, e greșită abordarea aceasta. Mă căsătoresc cu ea pentru că eu cred că ea mă va face fericit. În momentul în care te-ai îndrăgostit de o fată sau te-ai îndrăgostit de un băiat, trebuie să gândești diferit, trebuie să spui vreau să o iau de nevastă ca să o fac fericită, vreau să-l iau de soț ca să-l fac fericit. Probabil mulți ați citit Coliba unchiului Tom, când Evangeline, copila frumoasă la chip și la suflet a unui magnat care avea sclavi, în urma faptului că a căzut peste balustrada unui vapor în apă și era să se nece și un creștin de culoare a sărit în apă după ea și a salvat-o, l-a rugat pe tatăl ei să-l cumpere pe acest sclav. Și tatăl ei se uită la ea și spune, draga mea, avem sute. Ce vrei să faci cu el? Și fetița a șoptit, vreau să-l fac fericit. Familiile noastre ar fi împlinite și binecuvântate dacă fiecare dintre noi am hotărât să-l facem pe celălalt fericit. Știți cum sunt eu fericit? În fiecare dimineață, primul lucru pe care îl fac, îi spun câteva cuvinte frumoase soției. Și se deschide toată figura. Că știți cum e, dimineața omul e în pa obosit, ba n-a dormit bine, ba a dormit pe un număr, ba și-a scrântit un mușchi pe aici, ba se gândește la tot ce are de făcut o zi întreagă, la toate responsabilitățile lui, trebuie să plece la servici. Și are așa o, cum a zis fratele ăla, borcănată, figură borcănată, din borcan, scoasă din borcan, sau în borcan, mă rog. Când i-ai spus câteva cuvinte frumoase, i-ai schimbat toată ziua. Toată ziua o să ronțăie cuvintele alea și o să-i aducă un parfum binecuvântat în toată ființa. Sufletul se hrănește cu cuvinte. Cuvintele sunt importante. Acum trecem la o a doua istorie. De data aceasta, o femeie între doi bărbați, Abigail, soțul ei Nabal, care avea să moară de inimă rea, de răutate. Și David. De fapt, aceasta este o femeie înțeleaptă între doi bărbați, unul nebun, și unul în pragul nebuniei. Unul nebun de răutate, de zgârcenie, altul nebun sau aproape nebun datorită dorinței de răzbunare. Femeia aceasta neutralizează răutatea și nebunia bărbatului ei și schimbă inima viitorului ei bărbat, cel care vrea să o ia de soție după moartea lui Nabal.
Acum, o mică derogare. În aceste istorii, Vasti, Ahasveroș, Estera, Nabal, Abigail, David, sunt aspecte și comportamente din care nu putem face principii pentru viața noastră. Vă spuneam ieri, faptul că Ahasveroș a lepădat-o pe Vasti, s-a despărțit de Vasti și a luat-o pe Estera de nevastă. Cineva citește Biblia și spune, îmi las și eu nevastă, nu mă duc după alta, pentru că și Ahasveroș a făcut așa. Ahasveroș a fost un împărat păgân. Vorbim în contextul obiceiurilor vremii. Ceea ce am încercat noi să subliniem în mesajul de ieri. Nu este că un bărbat poate să-și lasă nevasta și să-și ia alta. Că nu-i place cum se poartă asta. Și speră că va fi mai fericit cu alta. Nu încurajează divorțul și despărțirea în căsătorie și am menționat lucrul acesta cu claritate ieri. Scopul pe care l-am avut a fost să discernem, să cântărim între două atitudini a două femei, una agresivă, răutăcioasă, nesupusă, feministă, care pierde, și una feminină, drăguță, cu minte, supusă, care câștigă. Pentru ca surorile noastre să ia exemplul Esterei și nu exemplul lui Vasti, dar nici de cum bărbații să nu ia modelul lui Ahasveroș, decât în acele lucruri bune. Tot așa astăzi, sunt anumite aspecte care cer derogare. De exemplu, Abigail îl ignoră pe soțul ei și se duce de capul ei fără să-i spună, fără să se sfătuiască, fără să-l întrebe, fără să-i ceară voie și face un lucru de fapt bun pentru că salvează familia. Mai mult, atenție! Ascultați ce îi spune David. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Abigail a făcut o lucrare în planul lui Dumnezeu. Dar așezăm întâmplarea aceasta în contextul vremii și după cum nu vrem ca vreun bărbat să ia modelul lui Ahasveroș, nu vrem vreo soră să ia modelul lui Abigail, să înceapă să-și facă de cap, să înceapă să ia decizii de una singură, să-l considere pe soțul ei inferior intelectual, că nu e în stare, că nu știe, că nu poate, să nu-i dea socoteală și să nu îi fie supusă. Pentru că și Abigail... Așa. Să știți că e foarte ușor să-l iei pe un bărbat, după anumite atitudini, după anumite momente mai dificile din viața lui, să-i pui eticheta de nebun și să spui, eu nu mai țin cont de asta. Vrei să-ți distrugi familia? Urmează acest model. Nu ăsta e scopul studiului de astăzi. Să le învățăm pe surori cum să șocolească bărbații și cum să facă ce vor ele. Știți că Petru spunea despre mulți care răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Mulți schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Mulți iau o istorie biblică și o folosesc nu în scopul duhovnicesc al unui comportament sfânt și curat, ci în scopul împlinirii poftelor firii lor pământești. Și niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie negociat în favoarea firii pământești. Acolo unde sunt semne de întrebare, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu trebuie negociat în favoarea omului duhovnicesc. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Vorbim despre Abigail, Nabal și David între nebunie și înțelepciune. Vă rog să observați nebunia lui Nabal. Nebunia lui Nabal are trei componente. Mai întâi, netrebnicia lui. E un om netrebnic. Toți slujitorii lui cu turmele
sunt vulnerabili. Este o vreme în care, dacă strângi câteva sute de soldați lângă tine, poți să te duci și să jefuiești și să distrugi. Slujitorii lui Nabal sunt conștienți de faptul că mica armată a lui David, a viitorului împărat David, i-a protejat. Nu i-a abuzat, deși era o armată cu forță. David a fost un om viteaz, înconjurat cu oameni viteji, fie ei și de nimic unii, dar viteji. Dacă le trebuia ceva, puteau să se ducă și să ia cu forța. Când slujitorii se duc, și eu am să menționez aceste lucruri, nu le citesc, pentru că vreau să fac un pic de economie de timp, însă cei cu inima mai aleasă, ca și creștinii din Berea, se vor duce acasă și vor citi de vreo două, trei ori toată istoria lui Abigail și vor vedea că am dreptate. Dar eu menționez ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Slujitorii, când se duc la Abigail, spun: stăpână, oamenii ăștia ne-au tratat frumos, ne-au protejat, ne-au asigurat protecție. Când David trimite la Nabal oameni ca să ceară ceva, că avea și el o armată de întreținut, trimite niște tineri, nu trimite niște soldați vânjoși, nervoși, ca să intimideze. David procedează într-un fel elegant. Trimite niște tinerei și spun: uite, noi am ajutat și noi, am fost și noi acolo și am protejat și ne-am purtat frumos cu oamenii tăi, cu turmele tale. Doi, nu cere, nu spune: dă-mi atâtea kilograme de și atâtea așa și așa. Spune: dă-mi ce va fi cu dreptul, ce te lasă inima. Dă-mi și noi ceva, să ne ducem cu ceva la armată, să mâncăm. Reacția lui Nabal este o reacție care dovedește netrebnicia lui. Hai să citesc totuși un pic versetele astea să vedeți ce om netrebnic este ăsta, că nebunia îl face pe om netrebnic. A trimis la el 10 tineri, cărora le-a zis: uiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu. Ce frumos, nu? Și să-i vorbiți așa. Le-a spus exact ce să spună: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Vă place un asemenea salut? Poți să nu zâmbești când cineva îți bate la ușă și îți spune așa ceva? Și acum am auzit că tu înzoile, păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune: să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie, când se tundea turma, atunci se dădea o spețe, atunci oamenii erau așa de fericiți de binecuvântările materiale primite de la Dumnezeu, încât invitau uneori tot orașul să vină să stea la o spețe cu ei. Era, e adevărat, și un fel de show de prosperitate, să arate: uite cum sunt eu de binecuvântat. Așa era obiceiurile vremii. Fiindcă venim într-o zi de bucurie, dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David. David se subordonează lui Nabal, spune: eu sunt fiul tău. Tu ești mai mare, tu ești mai important. Dă fiului tău David. Ce te lasă inima? Spuneți voi, frați și surori, un om cu minte, și nu numai cu minte, ci și cu minte, cum ar răspunde la așa ceva? Cât de netrebnic trebuie să fii să răspunzi în felul ăsta? Cine este David și cine este fiul lui Isai? Etică știa al cui fiu e, dar nu știe cine e David. Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni.
David a fugit pentru că era viața amenințată. Nabal îl declară un răzvrătit, un om de nimic. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Răspunsul lui Nabal este netrebnic. Oamenii ăștia meritau să le dea ceva. Îi asiguraseră protecție, nu abuzaseră de faptul că aveau arme și că erau o armată. S-au dus într-o zi de bucurie în care șașa Nabal cheltuia foarte mult și îi omenea pe toți. Și l-a rugat și frumos. Dar nebunia lui Nabal se vede și în nechipzuința lui. Hai să zicem că a gândit lucrurile astea. El știa că David are o armată. Câtă nebunie să provoci un om care poate să-ți facă rău. Închipuiți-vă să mergi pe stradă, să vezi un om cât un munte și să-i dai brânci. Du-te, domne, la o parte, asta e strada mea. Hai că cu unul mai mic așa, putea să o faci. Cum se numește o asemenea atitudine? Nechipzuință, nebunie. Nu te-ai gândit bine. Ăsta poate să-și ia armata și să vină să te facă praf, ceea ce așa intenționat David. Dar atenție, nebunia lui Nabal nu se vede doar în netrebnicia lui, că nu e corect cu niște oameni care l-au ajutat și l-au apărat și l-au protejat. În nechipzuința lui, pentru că a acționat într-un mod atât de agresiv, de dur, împotriva unui om care îi putea face rău, dar nebunia lui Nabal duce la nimicirea lui Nabal. Și știți ce este ironic? Nebunia lui Nabal îl nimicește pe Nabal, nu sabia lui David. Când omul acesta află că Abigail s-a dus și i-a dat provizii lui David, nu pentru că și-a salvat casa în primul rând, și asta a motivat-o, de aia s-a grăbit, dar pentru că merita David și armata lui toate acele bunuri de la Nabal. I-a dat și a fost cu dreptul. N-a putut să suporte această înjosire a orgoliului lui. Spuneam ieri, soțiile să fie foarte atente cu ego-ul unui bărbat. Mândria lui de bărbat. Că în cantități optime îl face pe un bărbat să muncească pe brânci ca să-și susțină familia, îl face să se sacrifice, să-și dea și viața pentru familia lui. Ego-ul lui Nabal dă în orgoliu și orgoliul îl nimicește pe un om. Pentru el, faptul că în pofida, în ciuda voiei lui, proviziile au ajuns la David, lucrul ăsta l-a distrus și a murit. Asta este nebunia lui Nabal. Stimați frați, noi bărbații avem în noi niște compoziții, niște structuri chimice care prin explozii, știți că sistemul nervos comunică prin explozii chimice. Dacă nu suntem atenți, aceste explozii chimice ne vor dezechilibra și vom face lucruri la care ne vom uita mai târziu și vom spune unde mi-a fost capul. De asta trebuie să controlăm, să ținem sub control această fiară a orgoliului bărbătesc.
Cunosc situații în care oameni, datorită faptului că s-au lăsat controlați de aceste explozii ale orgoliului, în loc să-și protejeze, să-și apere proprietățile, în loc să-și protejeze, să-și apere familia, s-au nenorocit. Aceeași problemă o are și David mai târziu. O să vedem. Însă Nabal nu-și poate controla mândria și o duce la pierdere. Știți că mândria merge înaintea căderii. Mândria, orgoliul, te face să pierzi controlul. Mi-a povestit un prieten o întâmplare foarte interesantă. Mergea pe o autostradă cu mașina, cu soția lui și cu băiatul lui. Un băiat adolescent. Și în timp ce conducea, îl cunosc pe omul ăsta. Ăsta conduce camelcul. Încet, ușor, nu se grăbește, nu nimic. Și avea o mașină, o firmă mai bună. Pe lângă el trece o Toyota rablagită și îl depășește. Fiul său din spate spune, tati, îl lași pe ăla cu rabla aia să treacă de noi? Mama, când a zis puiul mamii treaba asta, a buvnit în râs. Ce lasă-l mă, că taică tu știi că abia ține. Ăsta s-a înrăit. A apăsat pe accelerator și l-a depășit pe ăla cu Toyota veche. Echivalentul la o Dacia de aia de prin anii 90 de la început. Ăla cu Toyota din spatele lui s-a înrăit și el. I-a spus, ce bă, dacă ai o mașină mai bună, ai impresia că mă depășești ca așa vrei tu, știi ce a făcut? A apăsat pe accelerație, ăsta deja se liniștise că a împlinit provocarea anturajului și trece pe lângă el și îl depășește și să mai și uită râzând la el. Ăsta din spate puștul, ce tati, ce faci? Și îmi povestea, ce mai bradăre, mai... N-am mai gândit, domne. M-au apucat căldurile la cap. Am apăsat pe accelerație. Când am trecut odată pe lângă ăla, dă-i după mine, eu dă-i. Zice, m-am trezit în momentul în care aveam peste 140 de mile pe oră. Nu știu ce înseamnă asta. Vreo 200 și ceva de kilometri pe oră. Zice, în secunda aia când m-am uitat, am înlemnit. Am lăsat mașina să se încetinească, început să-mi bată inima tare. Eu nu i-am mai băgat pe ea în seamă până am ajuns unde trebuia să ajungem. Nu m-am uitat la ei. A trecut ăla cu Toyota pe lângă mine și s-a dus. Și pe urmă am stat și m-am gândit, ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a întâmplat cu mine? Ăsta probabil, și chiar sunt sigur, e unul din motivele pentru care roada Duhului este și înfrânarea poftelor. Poftele pot fi de multe feluri. Există dorința asta de relevanță pe care o avem. Sunt familii care ajung în ruină din cauza asta, pentru că trebuie să aibă mașina pe care o au ei alți, trebuie să aibă casa pe care o au ei alți. Dacă și-a făcut unul piscină, își face și el piscină. Dacă altul își face casă cu două etaje, el își face casă cu trei. Dacă unul ia vacanță nu știu unde, el se duce și ia două vacanțe. Permiteți-mi să vă spun, apreciez dărnicia noastră pentru casa lui Dumnezeu. Am experimentat o dărnicie imposibilă în 4 ani cât a durat proiectul bisericii. Dar le-am spus la oameni, nimeni să nu aducă ceva la biserică doar pentru ca să-l depășească pe altul, doar pentru ca să țină pasul cu altul. Fiecare să dea după puterile lui.
După cât își poate permite să ia o decizie înțeleptă el în familia lui. Nu să zică, dacă a dat la atât, dau eu cu un milimetru mai mult pentru ca să nu... Să zică că el e mai sus și mai înainte. Asemenea, competiții fac parte dintr-o nebunie a vieții. Frații mei, nu sunteți mai bogați pentru că vă permiteți lucruri mai multe. S-ar putea să fiți nebuni. Mă iertați, dar cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul ăsta. E o dovadă de nebunie să încerci să întinzi pătura de să se rupă doar pentru că ești în competiție cu altcineva. Și aici vreau să le spun ceva la surori. Dacă vreți să fiți femei înțelepte, nu vă provocați bărbații. Nu vă provocați bărbații. Stai după... Învățați-vă copiii să se mulțumească cu cât aveți. Și învățați-i că nu trebuie să se uite în grădina altuia. Mi-aduc aminte că mergeam cu tata. Tata avea perle de înțelepciune, mi le spunea din când în când. Mergeam cu el pe stradă odată și m-a văzut că mă uit în curțile oamenilor, cum aveau flori, cum aveau... Și zice, auzi băiete, niciodată să nu te uiți în grădina altuia. Am zis, iartă-mă, m-am văzut flori. Nu, zice, nu la asta mă refer. Uită-te la florile astea cât vrei. Niciodată să nu te compari cu altul, niciodată să nu-l invidiezi pe altul, niciodată să dorești să ai ce are altul. El e el și tu ești tu. Sunt foarte mulți bărbați care sunt băgați în pământ, înmormântați în pretențiile de socializare ale madamelor lor. Scumpe madame! Puteți să vă cumpărați o rochie să stea frumos pe dumneavoastră fără să coste $1,000. Și eu știu ce e pe piață. Doar pentru că nu sunt litere pe poșeta aia. Și în altele mai ieftine poți să spui tot ce-ți trebuie. Ba, să mă iertați, că Biblia stă mai bine într-una mai modestă decât într-una din aia de se uită toată lumea după ea. Smerenia și decența înseamnă și să ne îmbrăcăm cuvincios, dar și să nu fim exorbitanți. Acum, pe de altă parte, există oameni pentru care milioanele lor sunt ca cenții noștri. Ei își pot permite mai mult. Să-i binecuvinteze Dumnezeu dacă i-a binecuvântat. Nu, deja. Vreți să vă spun care este lecția bogăției, pentru că de multe ori bogăția ne punește. Sunt trei principii ale bogăției. Apostolul Pavel le spune lui Timotei. Și vreau să vi le spun și eu dumneavoastră, pentru că să știți că există sindromul nebuniei la ambele părți ale spectrului. Și ca să nu dăm în nebunie, să fim oameni echilibrați, haideți să folosim cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 9 din 1 Timotei 6 spune, cei ce vor să se îmbogățească, fiți atenți, ăștia nu-s bogați încă, dar vor să se îmbogățească. Dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Dacă asta nu-i nebunie, nimic nu e. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, nu banii, iubirea de bani. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea și așa mai departe. Și acum, cele trei principii ale bogăției. Versetul 17, partea a doua, sfârșit. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug
ca să ne bucurăm de ele. Nu e nimic păcătos să n-a te bucura de lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Atât cât îți poți permite, atât cât ți se întinde pătura, nu e nicio problemă să stai într-o casă spațioasă, plăcută, frumoasă, cu toate condițiile, nu este niciun rău să conduci o mașină bună, nu este niciun rău să îmbraci niște haine frumoase. Niciun rău. În limitele normalului, nu anormalului. Ni le-a dat să ne bucurăm de ele. Eu nu cred în înțelepciunea de a fi un fel de Hagi Tudose care doarme pe rogojin și nu poate să mănânce supa de pui pentru că petele de grăsime îi se par galben. Îi se pare că mănâncă galben. Nu știu dacă aș citi. Și a tăiat coada la măță pentru că dura prea mult până ieșea din casă și intra frigul. Cine nu mă crede să citească Hagi Tudose. E o operă literară românească. Nu! Nu! Bucură-te de binecuvântările și de bunurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Asta e prima lecție a bogăției. Că bogăția e relativă. Știți că noi facem, dumneavoastră toți care sunteți aici, faceți parte din primele 5% ale lumii în care noi trăim. Pentru marea majoritate, pentru 95%, sunteți putreți de bogați. Deci, statistică. Noi care suntem în America, suntem în 1%, primul procent. 99% din lume se uită la noi de jos în sus. Asta este lumea de astăzi. Bogăția e relativă, depinde cu cine te compari. Să ne bucurăm de ele. Doi. Al doilea principiu, bucurați-vă de ele, dar nu singuri. Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Deci primul principiu e bucură-te de ce ți-a dat Dumnezeu. Doi, nu te bucura singur de ele. Vă aduceți aminte de bogatul căruia i-a rodit țarina și care ne deschide fereastra în universul lui, în lumea lui. Citiți să vedeți, în lumea lui nu există Dumnezeu. În lumea lui n-are părinți, n-are frați, n-are prieteni, n-are nevastă, n-are copii. N-are nimic. Nu există nimeni în universul lui. Numai el și posesiunile lui. Da? Și știți cum îi zice Dumnezeu? Nebunule. Ei, ăsta este domnul Nabal. Al treilea principiu al bogăților. Bucură-te de ele, nu singur. Și nu te bucura de astea mai mult decât de cele de dincolo. Că Dumnezeu are comori mai mari, mai frumoase, mai prețioase decât astea de aici. Versetul 19. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Cu adevăratele valori, cu adevăratele bogății. Am vorbit despre nebunia lui Nabal. Acum, vă rog să observați înțelepciunea lui Abigail. Când Abigail îl abordează pe David și aș vrea să urmărim aceste versete din 1 Samuel 25 și să vedeți înțelepciunea la lucru. Știți ce face înțelepciunea când confruntă nebunia? Ori o provoacă pe nebunie să distrugă, și acolo e Nabal, ori potolește mânia și nebunia și îl face pe om să-l laude pe Dumnezeu, cazul lui David. Versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi,
și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal. Căci cum îi este numele, așa este și el. Nabal, nebun, îi este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Că dacă îi vedeam, nu se întâmpla ce s-a întâmplat, nu i-am văzut. Acum, încă o dată, de rogare, surorilor, nu vorbiți așa despre bărbații voștri. Ok? Nu vorbiți așa despre bărbații voștri. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrășmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine, Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. Argumentele lui Abigail sunt argumentele înțelepciunii. În primul rând, este un argument al nevinovăției. În răzbunarea lui, în supărarea lui, David era gata să verse sânge nevinovat. Pentru că Nabal și tot ce este al lui trebuia să piară. Asta însemna slujitorii care s-au purtat frumos și care au vorbit bine despre David și despre oamenii lui. Asta însemna Abigail, care ar fi fost pierdută, însuși David i-a spus lucrul ăsta, dacă nu veneai, te pierdeam și pe tine. Nu făceam niciun fel de deosebire. Dar ascultați, nu numai argumentul nevinovăției îi prezintă argumentul nobilității lui. Îi spune, Domnul meu, în tine nu va fi niciodată răutate, tu nu ești un asemenea om. Nu e în caracterul tău, nu te onorează, nu-ți face bine. Nebunia asta, care e în Nabal și care îl mănâncă pe Nabal dinăuntru, ea anticipează ce se va întâmpla lui Nabal, că îi spune toți dușmanii tăi să ajungă ca el. Știa ce se va întâmpla cu el. Tu nu ești așa, caracterul tău nu este așa. Nu te răzbuna singur. Știți, Biblia spune că răzbunarea este a Domnului. Niciodată nu vom putea potrivi și balansa noi oamenii lucrurile dacă încercăm să ne răzbunăm. Mi-aduc aminte că odată un grup de oameni s-au hotărât să-l ia la bătaie pe unul care se știa că în vremea regimului trecut vânduse la securitate. Și s-au hotărât să-l prindă într-un loc și să-l omenească. Frați mai cu ghilimele. Și un păstor i-a oprit, i-a spus, mă, dar nu, da. Frate, ăsta ne-a vândut părinții, ăsta a făcut, ăsta adres. Și zice, mă, nu-l bateți, mă, că voi ori dați prea multe, ori nu-i dați destule. Știți din ce cauză nu avem voie să ne răzbunăm și să ne facem brațul răzbunării lui Dumnezeu? Pentru că noi nu putem evalua exact câte trebuie să dăm. Și s-ar putea să dăm prea puține și Dumnezeu să nu-și aducă la îndeplinire planul de răzbunare împotriva unui om, sau să-i dăm prea multe și să se întoarcă răzbunarea lui Dumnezeu împotriva noastră. Ascultați,
Vă aduceți aminte când s-a întâmplat atrocitatea aia, nenorocirea, imoralitatea aia teribilă în Israel și au trimis o vacă tăiată în 12, au chemat toate semințiile și s-au dus să se lupte cu seminția lui Beniamin? La sfârșit, trimite Domnul un proroc și le spune: ăștia sunt frații voștri, e adevărat, i-au păcătuit și Dumnezeu i-a pedepsit. Dar voi v-ați ridicat împotriva lor cu o furie, cu o mânie care a depășit până și mânia lui Dumnezeu. Și le-a spus: urgent jertfe, urgent iertăciune, urgent pocăință, pentru că mânia lui Dumnezeu acum e întoarsă împotriva voastră. În viață, cele mai sublime momente, și am avut vreo două sau trei, au fost atunci când am avut în mână oamenii care mi-au făcut rău și cărora le puteam face un rău de 10 ori mai mare. Am avut în jurul meu o mulțime de oameni care au spus să-i dăm în tribunal, îi nimicim, îi nenorocim, îi distrugem, le luăm casele, îi facem praf. Suna bine și nu suna bine. După ce am strâns din dinți bine, am spus: un copil al Domnului nu poate să facă așa ceva, nici atunci când are 100% dreptate. Și niciunul dintre noi nu are 100% dreptate niciodată. Când am cedat acelui impuls, am simțit o asemenea eliberare, încât chiar am crezut că pot să zbor. Frați și surori, David este la un pas de cea mai mare greșeală a vieții lui și, ascultați, Abigail îi dă un alt argument. Îi spune: Domnul meu, tu porți războaiele Domnului, tu ești viitorul împărat al lui Israel, Dumnezeu îți va da împărăția. Abigail știe multe și Nabal știa. Nabal știa. Tu îți compromiți viitorul. Pentru că dacă David cu mica lui armată nimicea casa lui Nabal, care era din neamul lui Caleb, un neam respectat în Israel, îi dădea apă la moară lui Saul să spună, David cu ceata lui de nimic a început să omoare, îi dădea, până atunci îl urmărea să-l omoare pentru că era invidios pe el. Acum Saul ar fi devenit apărătorul națiunii, că David a început să-i omoare pe lui. Își strica toată reputația în Israel. Știți cât respect a avut David, deși Saul a fost împărat, trebuie să recunoaștem, oamenii au fost îndrăgostiți de el. Samuel l-a jelit și a plâns după el până n-a mai putut. S-a lipit inima lor de el. Dar în momentul în care Saul a murit și după ce și-au dat seama că sunt într-un unghi închis, s-au dus tot Israelul la David și a spus: vino și domnește peste noi cum îți va plăcea. Au capitulat total în fața planului lui Dumnezeu de a-l ridica pe David. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă David făcea toate lucrurile astea, lasă poporul Israel deoparte, lasă-l pe Saul deoparte, credeți că ar mai fi fost Dumnezeu cu el? Scumpii mei, femeia aceasta înțeleaptă, când apelează la David, îi spune exact ceea ce trebuie să-i spună. În momentul în care o femeie înțeleaptă, și să știți că o femeie înțeleaptă își zidește casa. Când apelezi la conștiința soțului tău și niciodată să nu-l întărâți, că bărbații sunt ei destul de întărâtați, rolul unei soții
în viața bărbatului este să-l calmeze, să-l tempereze. Să-i dea echilibru, să-i dea balanță. Să fie înțeleaptă, să anticipeze, să știe cu ce cărlige să-l agațe și să-l potolească, să-l țină în frâu. Pentru că dacă după ce că el e nervos, nevasta din spate îl toacă și spune: da, ce? Stai că îți mai spun eu ceva. L-a nenorocit, i-a dat brânci în nebunie. Abigail este foarte înțeleaptă, inclusiv după ce devine soția lui David. Ea are un fiu, Chileab sau Daniel, în alte părți din Scriptură, un singur fiu. Înaintea ei sunt alte neveste, iar obiceiurile vremii, nu-l folosiți pe David ca exemplu, nici să aveți mai multe neveste, dar nici să păcătuiți că Dumnezeu vă reabilitează și vă ridică. Eu le spun de multe ori tinerilor care sunt fascinați de istoria fiului risipitor și care spun, și, mai fac o paranteză scurtă, că vreau să închei în câteva minute scurte, știți cum e, vine câte unul care a fost în lume și dintr-o dată devine păstor, devine predicator. Foarte bine, Dumnezeu reabilitează, dar trebuie echilibrat, balansat acest lucru. Când se întâmplă ca Dumnezeu să ridice un om din mocirlă, asta dovedește puterea de reabilitare, harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, pentru ca noi toți să avem nădejde să continuăm să ne rugăm și oamenii care vor să se întoarcă la Tatăl să știe că îi așteaptă cu brațele deschise și că nu îi îmbrâncește, nu îi dă afară. Dar dacă un tânăr își face socoteala și spune: păi dacă așa s-a întâmplat cu el, mă duc și eu în lume, fac și eu lucrurile astea. Și pe urmă, pe ocolitura asta, gust și viața de dincolo, adică nu de dincolo, de dincolo, și pe urmă mă duce Domnul în rai. Pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce și pentru care îl binecuvântăm pe Dumnezeu, sunt milioane care își frâng gâtul și care nu se mai întorc niciodată. Iată de ce să avem grijă cu păcatul lui David. Că toți stricații îl dau de exemplu pe David. Și vrea să-și păstreze privilegiile. Că e cântăreț, că e păstor, că e predicator, cade în mlaștina lui David și pe urmă spune: cine sunteți voi să mă judecați? Că uite și David. Este ca și când un pilot s-ar sui la bordul unui avion, l-ar face praf, el ar fi singurul care a scăpat cu viață, 5 minute mai târziu l-ar lua, l-ar pune la bordul unui alt avion, tu ai fi în avion și s-ar spune: ăsta numai ce a făcut praf un avion, du-te cu el că te duce precis la destinație. Azi mă, domne, afară. Mai bine mă duc pe jos. Această femeie, Abigail, devenită soția lui David, mare înțeleaptă, perle de înțelepciune, intră în anonimat. Intră într-o stare de normalitate. Femeia asta deșteaptă foc, înțeleaptă foc, își dă seama în ce intrige a intrat. Acolo este Ahinoam, acolo este Maaca cu Absalom, acolo sunt poziționări, acolo se trag sfori, acolo e Ioab, acolo... Și când se uită Abigail la toată încârceala asta, nu mai scoate o vorbă pentru tot restul vieții ei. Adică poate mai fi vorbit garantat, dar nu ca să ajungă în Scripturi. Abigail apare doar în cronologia și în șirul neamului lui David. În rest, nimic. Că înțelepciunea i-a spus:
Du-te puțin mai înapoi. Nu numai atât. Dintre toți fiii lui David, Chileab devine un anonim. Nu se bagă în luptele pentru putere, el își trăiește viața liniștit, fiul împăratul are și el niște privilegii, probabil că e bogat și o duce bine, dar nu se bagă în nimic, nici de partea unuia, nici de partea altuia. Acolo mor trei fii ai lui David, că al patrulea, ca să dea de patru ori mai mult pentru Urie și Batșeba. Mă rog, a murit Amnon, a murit Absalom, a murit Adonia după aia și primul a murit fiul născut din fără de lege. Chileab sub radar. Nu apare nicăieri, n-are nicio putere, nicio autoritate, l-a învățat bine mămica. L-a învățat bine mămica, stai mamă în colțul tău, că ăștia se rup în săbii. Aici e vărsare de sânge, aici nu-i de noi. Asta este o femeie înțeleaptă care rămâne în voia lui Dumnezeu și care devine un model, un exemplu al înțelepciunii. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă facă pe toate surorilor ca pe Abigail și acum fraților și vouă ceva. Evitați nebunia lui Nabal, care merge până la moarte în nebunia lui. Noi toți bărbații avem momentele noastre de nebunie. Suntem în pericolul nebuniei. Să ne ajute Dumnezeu să fim ca David, care ascultă, care este ușor de înduplecat, care răspunde bine la argumentele și înțelepciunea unei femei înțelepte, că atunci când o femeie înțeleaptă se întâlnește cu un bărbat docil, care poate fi înduplecat, asta este o rețetă de succes.